Începând din acest weekend, mai exact de duminică, hotelierii vor trebui să se conformeze noilor reguli impuse din cauza pandemiei. Asta lovește rău în profitul lor pentru că trebuie să-și reducă la maximum 70% capacitatea de cazare. Mulți au fost nevoiți să-și sune clienții și să le anuleze rezervările spre nemulțumirea acestora din urmă. Odată cu prelungirea stării de alertă, au venit și noi restricții. Una dintre ele este reducerea capacității la 70% în spațiile de cazare din stațiunile montane. Hotelierii sunt nemulțumiți de noile decizii, mai ales pentru că s-au chinuit să implementeze măsuri sporite pentru siguranța turiștilor. Eu zic că trebuie să avem foarte mare grijă de industria Horeca, pentru că s-ar putea, când ieșim din această criză, să fim doar 2-3 hotelieri. Și atunci trebuie să ne gândim bine la o despăgubire. Am implementat proceduri și planuri complexe pentru a oferi siguranță oaspeților noștri. Am respectat și vom respecta în tocmai strict toate hotărârile și recomandările de la nivel național. Nici turiștii nu sunt foarte încântați de această decizie, însă sunt conștienți de faptul că doar prin respectarea măsurilor putem trece peste pandemie. La hoteluri nu cred că ar fi cea mai mare problemă. Reducerea capacității și supraaglomerarea trebuie gestionată. Nu mi se pare corectă deloc, mai ales în zonele montane, fiindcă până acum, aproape un an jumate, suntem închiși. Noile restricții intră în vigoare pe 14 martie și cuprind 23 de stațiuni, printre care Poiana, Brașov, Azuga, Bușteni, Sinaia și Predeal.